Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumim că sunteți aici la lansarea noastră de carte, de cărți. Și pentru a reaminti încă o dată publicului că există o colecție dedicată psihologiei junghiene și autorilor post-junghieni în mod special, colecția noastră junghiană. Este o colecție de care m-am îngrijit cu foarte mare pasiune și sper că titlurile care au apărut acum în colecție să atragă cât mai mulți cititori și să facă psihologia analitică, psihologia junghiană îndrăgită de cititorii pasionați de psihologie, pentru că nu este o ocazie destul de rară să găsești autori junghieni și post-junghieni pe piața de carte românească. Și pentru acest lucru suntem foarte mândri că avem astfel de autori la editura Herald, cum este Andrew Samuels, cum este Luigi Zoia și, în ultimul rând, soția dânsului, doamna Eva Patti Zoia. De asemenea, Marie-Louise von Franz sau James A. Hall. Autori foarte cunoscuți în străinătate, autori care au fost apreciați atât pentru viziunea lor, dar și pentru practica lor clinică. Și care acum chiar avem ocazia să invităm pe Luigi Zoia în România. Este un autor celebru în Italia, este fostul președinte al Asociației Internaționale de Psihologie Analitică și unul din cei mai renumiți la ora actuală profesori de psihologie junghiană, care a predat în foarte multe universități din lume cursuri de psihologie junghiană. Astfel că avem acum ocazia să lansăm două cărți deosebite. E vorba de un dicționar de termeni junghieni, scrisă de trei psihologi cu experiență deosebită. Doi dintre ei, din păcate, au decedat până acum, Fred Plot și Barney Shorter. În schimb, și-au pus amprenta prin experiența lor clinică asupra modului în care terminologia junghiană este astăzi primită de către public și înțeleasă și folosită de specialiști. Cred că este o ocazie deosebită să publicăm, de fapt, trebuie să recunoaștem, este o republicare a acestui dicționar care a mai apărut și în anii trecuți, acum o ediție revizuită în care termenii au fost actualizați. Și să avem acest dicționar în limba română, un dicționar dedicat în primul rând specialiștilor, dar și publicului larg care vrea să se familiarizeze cu terminologia junghiană. Și a fost ocazie pentru noi să aducem acest dicționar în colecție pentru a ușura până la urmă lectura întregii colecții de texte junghiene, pentru a familiariza publicul cu ceea ce înseamnă concepte specifice lui Jung. Și vorbim de concepte cum a fost, pe care probabil că majoritatea dintre dumneavoastră le cunoașteți, cum sunt conceptul de arhetip, iar între arhetipurile pe care Jung le-a desemnat și pe care o să le găsiți descrise în acest dicționar, avem animus și anima, umbra, copilul divin, bineînțeles, sinele, care este nucleul central al psihicului și foarte multe astfel de concepte foarte bine descrise și foarte multă informație prezentată în acest dicționar. Nu este pur și simplu un dicționar simplu de termeni, este un dicționar complex în care sunt descrise cu foarte multe detalii, semnificațiile și accepțiunile în care Jung a folosit termenii și care ulterior ei au fost preluați, accepțiunile care au fost preluați ulterior termenii de post-junghieni. De asemenea, în aceeași colecție vă prezentăm istoria aroganței, despre care o să vă vorbească mai mult doamnele noastre invitate, în special doamna Anca Irina Ionescu, care a tradus această carte cu multă maestrie și vă felicit pentru traducerea dumneavoastră. Vă mulțumim că ați acceptat invitația să fiți aici la acest eveniment, de asemenea și Iuliei. Este o carte, spunea mai devreme Andreea, că mâine se lansează o carte, un adevărat eveniment cultural contemporan. O colecție, colecția noastră, da, Colibri. Eu vreau să spun că mie mi se pare această carte un adevărat gest de cultură contemporană, istoria aroganței. Nu este atât o carte de psihologie,
cât o analiză foarte, foarte complexă a stării, de fapt, a psihicului european la ora actuală. Și probabil că spun aceste lucruri, cartea așa, de capăt așa o aură de pretențiozitate, vine deja foarte pretențioasă și... Dar nu este chiar așa. Este o carte care analizează, pornind de la miturile antice grecești, pe care domnul Egi Zoia le pune la baza culturii europene, modul în care a evoluat gândirea europeană și modul în care și-a ales ca mit fondator mitul absenței limitelor, al dezvoltării fără limite. Și cred că acesta este într-adevăr un subiect absolut actual, este absolut actual, da? Și trebuie să înțelegem acest mit ca să înțelegem starea lucrurilor de astăzi, modul în care au evoluat și evoluează lucrurile astăzi. Că vorbim despre economie, că vorbim despre cultură, că vorbim despre ecologie, toate aceste subiecte pe care le găsim în mass media astăzi și în fiecare zi, le vom înțelege mult mai bine dacă vom citi această carte. Vreau doar să puntez un lucru în legătură cu Luigi Zoia, și anume faptul că atunci când deschideți cartea, cu stupoare o să simțiți că sunteți vinovați sau că suntem vinovați de a vrea prea mult și că la rădăcina comportamentului nostru de zi cu zi, care aparent este cel potrivit, nu? Că a urmări să devii, să atingi bunăstarea materială sau a urmări să devii cel mai bun din grupul tău, a urmări să ai întotdeauna nota 10, nu nota 8, și câți dintre dumneavoastră nu ați spus copiilor în timp ce erau în gimnaziu, 8 e bine, se putea și mai bine, data viitoare o să-ți iau o bicicletă dacă iei 10 sau dacă iei premiul întâi, cu siguranță o să fii câștigătorul meu, campionul meu. De la aceste simple gesturi de educație care au fost perpetuate, spune Luigi Zoia, ajungem să fim astăzi niște aroganți care nu-și mai găsesc locul. Aș vrea puțin să îmi explicați de ce sunt arogantă, doamnă Anca Irina Ionescu, din prisma lui Luigi Zoia. Da.